6 aprilie. Pregătindu-ne pentru o școală mai înaltă. Povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă, căci tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Tu ești totdeauna nădejdea mea. Psalmul 25:5. Acei care devin fii ai lui Dumnezeu pe acest pământ stau împreună cu Hristos într-o școală pregătitoare, gata de a fi primiți într-o școală mai înaltă. Zi de zi trebuie să facem o pregătire individuală, deoarece în cursele de sus nimeni nu poate intra prin reprezentanți. Fiecare trebuie să țină seama personal de chemarea: veniți la mine și eu vă voi da odihnă. Domnul Iisus a plătit pentru tine taxele școlare. Tot ce ai de făcut este să înveți de la El. Amabilitatea lui Hristos practicată în școala mai înaltă trebuie practicată și în această școală de jos, atât de credincioșii tineri cât și de cei în vârstă. Toți acei care învață în școala lui Hristos se află sub pregătirea agenților cerești și ei nu trebuie să uite niciodată că ei sunt o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Ei trebuie să reprezinte pe Hristos. Ei trebuie să se ajute unul pe celălalt pentru a deveni vrednici de a fi admiși în școala superioară. Ei trebuie să se ajute unul pe celălalt să fie curați și nobili și să nutrească o părere corectă despre ceea ce înseamnă să fii un copil al lui Dumnezeu. Ei trebuie să vorbească cuvinte încurajatoare. Ei trebuie să ridice mâinile slabe și să întărească genunchii slăbănogiți. Asupra fiecărei inimi trebuie să se întipărească ca și cu un vârf de diamant cuvintele: nu mă tem de nimic, ferește-mă de a nu-mi cunoaște datoria și de a nu reuși să-mi o fac. Un spirit stăpânit cuvinte de dragoste și gingășie onorează pe Mântuitorul. Acei care vorbesc cuvinte blânde și pline de dragoste, cuvinte care duc la pace, vor fi răsplătiți din belșug. Trebuie să lăsăm spiritul său să strălucească prin blândețea și umilința învățate de la el. Iisus este marele învățător. El dorește mult și este gata a te lua într-o tovărășie mai intimă cu el. El dorește să te învețe cum să te rogi cu încrederea și asigurarea plină de credință a unui copilaș. Înscrieți încă o dată numele ca elev în școala sa. Învață să te rogi cu credință. Primește cunoștința lui Iisus. Nu vrei să stai la picioarele lui Iisus și să înveți de la el?